bine ați venit la librăria La Două Bufnițe. Ne bucurăm să vă avem alături de noi astăzi la un eveniment special în jurul colecției Arta Regală a editurii Herald. Îi avem alături de noi pe domnul profesor Vasile Zecheru, care este și coordonatorul acestei colecții, și pe domnul profesor Marcel Tolcea. Și ei ne vor spune mai multe și despre cele mai recente titluri apărute în această colecție, cât și despre colecția în sine. Bine ați venit la librăria La Două Bufnițe. Domnule Tolcea, vă dau microfonul. Vă mulțumesc, stimată bufniță. Este pentru prima oară când iau microfonul de la o bufniță de când s-a fleșcăit pandemia, ca să întrebuințez un cuvânt academic. Am privilegiul să nu port mască. Ieri, în discuția noastră, povesteam despre Mihail Avramescu și, apropo de mască, el a scris un text, așa zis, avangardist, care de fapt nu era deloc avangardist, care se numește Absolutul se demască singur. Și cu cât te gândești mai mult la recunoscibilitatea divinului și la faptul că mintea noastră și judecata noastră aristotelică e secvențială și că tot creatura nu poate să se ridice la tainele care sunt acolo în empireul creatorului, te gândești că acest lucru nu se poate face decât cu ceea ce se cheamă bunăvoința cosmologică și gnoseologică. Se poate vorbi despre o creație divină, dar despre o cunoaștere divină e mai puțin probabil. Și atunci el, pe urmele unuia dintre autorii lui citați, e vorba de Majoi, de fapt un consulat tonkin din anii 1912-14, Albert de Pouvreville, care a scris două cărți extraordinare despre metafizică, La Voie Métaphysique și La Voie Rationnelle. La Voie Métaphysique vorbește despre divinitate, nu în termenii pe care știm noi religioși, în care divinitatea, dumnezeirea, prefer acest cuvânt, dumnezeirea, este înfățișată în formă perceptibilă, tocmai pentru că religia este un mesaj care trebuie să fie perceput la nivelul omului obișnuit. Metafizica, în schimb, are acest lux de a nu se închisi de ceea ce noi numim opinia publică și de a fi rezervată unor inițiați. De aceea, iată că Pouvreville, Majoi, a preferat să explice pe urmele taoismului ce înseamnă... Poftiți, domnișoară! Poftiți! Ocupați loc! Dacă vreți să căutați o carte, puteți să treceți. Îmi place la nebunie chestia asta a firescului, în care cititorii vin și caută cărți. Ce căutați? Un volum de poezie de către Stanislav. Bun, atunci o să-l găsiți, sigur că da. Asta să se vadă că masonirea e prietenoasă cu oricine, domnule. Nu e un Arta Regală, e și pentru... Ești un magician, ai regizat toată scena. Absolut. Am vorbit deja. Sau, de fapt, am văzut-o într-o viață anterioară. Și eu o să... Și el spunea că divinitatea, că taoiștii explicau divinitatea sub forma unei linii continue și unei linii discontinue. Perfecțiunea pasivă, care nu se lasă cunoscută, și perfecțiunea activă. Ori, pentru ca să se poată manifesta, divinitatea vine înspre noi. Și atunci, Avramescu, Jonathan Nixoranus, cum semna el atunci, a imaginat această formă apare în bufă. Pentru că Avramescu, Jonathan Nixoranus, a fost unul dintre puținii scriitori care au știut să râdă
într-un fel metafizic, într-un fel care era, care este dincolo de ironia obișnuită. Sigur, avem ironia homerică în, cu totul altă dimensiune, dar e important că această formă de a ne imagina noi relația cu Divinul se regăsește și în nenumăratele rituri care compun și masoneria de la, să spunem așa, începuturi. Eu mi-am propus să spun, să vorbesc nu mai mult de o oră și jumătate despre ceea ce înseamnă masoneria ca fenomen comunicațional și să... Arta regală, da. Cuvântul arta regală, spre deosebire de masonerie, are un sens mult mai frumos. Da. De multe ori... Contrapartidă cu arta sacerdotală. Cu arta sacerdotală, exact. De fapt, sunt cele... Se poate spune că sunt și cele două axe ale crucii, axa amplitudinii și axa exaltării. Ghenon a scris o carte pe care o știi foarte bine, Autorități spirituale, Pouvoir Temporel, unde vorbește despre aceste două forme de relaționare cu absolutul. Într-o formă, să spunem așa, orizontală, care este și masoneria și arta regală, arta regală face parte, anume micile mistere și altă formă de cunoaștere care presupune o transubstanțiere, o formă de depășire a condiției umane care, sigur, este cu totul și cu totul altceva. De când mă ocup de arta regală, adică din 1980, în jur de 1978, când l-am cunoscut pe părintele Avramescu și mi-a dat cartea lui Ghenon despre culegerea de articole Tuisul la francmasonerie, Le Compagnonnage, atunci și când a fost pentru mine o buimăceală, am încercat să răspund la următoarea întrebare. Pentru că citind în epoca respectivă și la vârsta aceea destul de nesigură, am fost uimit să văd că, de fapt, era greu să mi se răspundă la întrebarea ce e, de fapt, arta regală. Când vorbim despre arta regală, despre ce vorbim? Vorbim despre masoneria operativă, vorbim de masoneria speculativă, vorbim despre cea etapa intermediară, vorbim despre Marele Orient, vorbim despre masoneria deistă, vorbim despre gradele sau despre masoneria simbolică a gradelor albastre, care într-adevăr se potrivește perfect cu ceea ce se numește arta regală, se suprapune în, aproape ca o pecete, sau vorbim despre lucruri care țin de gradele superioare sau despre riturile de perfecțiune și așa mai departe. Dacă stăm și ne gândim foarte bine, ne vom da seama că, de fapt, cunoașterea epistemologică, acest lucru este un pleonasm, o epistemologie a cunoașterii artei regale este aproape imposibilă, pentru că este un fenomen ce cuprinde atât de multe fațete, atât de multe, să spun, erezii față de fiecare la rândul ei, încât este imposibil, statistic vorbind, și raportându-le la, să zicem, la o imaginară permutare, să existe o persoană care să știe toate aceste hipostaze ale artei regale. Ceea ce este important însă, în opinia mea, de spus, este că există la nivelul comunicării sociale un lucru care e încă și mai buimăcitor. De la 1791, de când apare prima lucrare despre conspirația lojilor, până astăzi, când arta regală, când masoneria a fost pusă în legătură cu toate teoriile conspiraționiste, percepția publică nu s-a schimbat deloc. Instrumentalizarea acestei himere, în sensul pozitiv al cuvântului sau într-un sens cât se poate de lipsit de un lucru negativ, instrumentalizarea acestei himere însă este atât de stupidă
în clipa în care îți dai seama că ceea ce se discuta la 1791, la 1792, cartea n-a avut o mare succes. Prima carte care face succes este a unui tip care bătea foarte mult, era abate. De aici și verbul, un verb în sutană, în verbul abate, în Baruel, da, Baruel. Abatele Baruel, care în cartea lui Memoir pour servir à l'histoire du jacobinism face o diabolizare a masoneriei, care însă dacă ai curiozitatea să citești textele, vei vedea că nu este așa cum au făcut, au crezut și au transmis interpolatorii, între ghilimele, transmițătorii. Pentru că el nu vorbește despre masonerie, nu vorbește despre arta regală, nu vorbește despre craft, el vorbește despre arierloje. Pentru că în imaginarul colectiv, asemenea lucru nu era destul de greu de diabolizat persoane care erau respectabile și care făceau parte, să zic așa, dintr-o elită, pentru ca să faci lucrul ăsta. La un secol, nu o să fac acum o cronologie a detractorilor sau celor care au demonizat craftul, ci ordinul, ci de pildă Leo Taxil va face același lucru descriind o chestie absolut fabuloasă, inventând o persoană, în istoria comunicării este cunoscută ca unul dintre clasice, canular. Cuvântul îi place lui Horea Patapievici întotdeauna când vorbește, când spune canular, este topit. Juisează. Da, juisează, da. Și în canular, pentru că el inventează o persoană, Diana Von, care nu există pur și simplu. Și când toți voiau să cunoască persoana, Taxil a fost creștin, apoi s-a, pardon, mason, creștin, iarăși mason, a fost o persoană îngrozitoare ca etică. Pentru că, iarăși, în jurul anului 1940, masoneria să aibă în Franța o reacție din partea uneia dintre cele mai creditabile persoane, Marques Rivière, care publica la Payot, care a făcut filme. Carte de Rivière. Poftim? Următoarea carte de Rivière. Ai de cap meu, câte am de spus despre asta, am citit vreo 16 cărți despre el, pentru că nu mă lămurisem la o notiță dintr-o carte. Așa fac ăștia care de fapt n-au de lucru. Și pentru că tot citisem, l-am prins pe Fevre, că o citat aiurea din Marques Rivière, nu erau... Bine, asta l-am prins când am făcut doctoratul, că atunci chiar trebuia să mă duc pe tot felul de chestii. Dar acest Marques Rivière a făcut niște filme în care prezintă pentru prima oară inițierea în lojile franceze, dar cu ce scop erau filmele alea? Pentru că erau evrei care erau acolo și trebuiau să coteau, acum se spune, le cote antisemit, coteul antisemit trebuia să fie pus în evidență. Ce vreau să spun? Gândiți-vă că de la 1796, când ordinul era perceput ca dușmanul prin excelență al regalității, al monarhiei și al bisericii, până în 1940, când Franța era de multă vreme un stat laic, când tot ceea ce se întâmplă în societatea modernă s-a schimbat în mod radical, când așa numitele masonerii teroriste, discutam astăzi cu Vasile și ieri și îi spuneam un lucru care îl spun de puține ori, în jurul anului 1948 masonerii era teroristă, era o organizație teroristă. Tot ceea ce noi vorbim astăzi, de ce era o organizație teroristă, nu punea bombe și
arunca mașini în aer, din simplu motiv că nu existau mașini. Dar probabil că ar fi făcut și lucrul ăsta pentru că voiau să coaguleze statele naționale. Ori dușmanul statelor naționale era imperiul și biserica. Nu se putea altfel. Ori aceste paradigme, de pildă, schimbându-se complet după, de la 1796, era limpede că nu se mai poate vorbi de așa ceva. Iată, am făcut un scurt, am spus că nu vorbesc mai mult de o oră și jumătate, mai am încă un minut și vreau să spun că ceea ce este interesant pentru cineva care studiază comunicarea, și eu sunt mai degrabă interesat de fenomenul acesta din punctul de vedere al simbolismului și al comunicării, pentru că nu există niciun grup în lume organizat. Am susținut o comunicare semi-științifică, pentru că unii au operă, eu am operetă, cum vorbeam la telefon, nu cred că am încă operă. Dar am susținut o comunicare semi-științifică acum vreo 5 ani la universitate, în care spuneam că printre minorități există o minoritate în lume de peste două secole, care este masoneria, care se comportă asemenea unui grup unit și care are toate caracteristicile unui tip de reactivitate, de propagandă, de cateheză, de explicare, de inventare. Masonii au inventat o mulțime de lucruri. Nici astăzi Alexandru Ioan Cuza nu e dovedit că a fost mason. În schimb, se vorbește despre el steaua Dunării și așa mai departe. Dar n-are importanță, pentru că acest discurs, discursul craftului, ordinului, artei regale despre ea însăși, este un discurs care face parte mai degrabă din sfera imaginalului decât din sfera unui imaginar. Acolo unde istoria a pus pietrele, nu le-a pus amboulea, ca să-mi trebuințez un termen științific, academic. Maurice Vieux apărea în editura Meridiană în 1970 și ceva, Arta constructorilor medievali, L'art de bâtisseur. Nu se putea spune chestia. Și el descrie cum pietrele din cariere erau însemnate și duse pentru ca să facă dodo să doarmă, exact așa cum stătusele ele pe... Ei bine, istoria este, nu a fost construită de constructori care au luat aceste lucruri din acolo unde ele se dezvoltaseră, asemenea unor embrioni în filozofia alchimică, ci ele au fost puse proasta. Și atunci discursul masonic e ca un var, ca un ciment care umple goluri și resemnifică o istorie care e importantă. De la 1848, 1859, 1877 chiar, 1918 mai ales, există documente, din cei 5, 4 au fost masoni, ar trei bănățenii, asta ca să știe. Nu m-a lăsat asta cu bănățenii, domnule, e specific ardelenilor. Dar și oltenilor, dacă stau bine și mă gândesc. Toată această derulare a istoriei noastre, prezența lor este o constantă, însă ceea ce este important de spus, ei au fost acolo, în opinia mea, în calitatea de conștiințe mari, ale, nu numai ale românilor, ci și ale francezilor și italienilor și portughezilor. Citiți cartea lui Eliade despre când a fost în Portugalia. Marchez de Pombal. Exact, sigur că da. Este ceva teribil să vezi toată istoria Portugaliei. Ei bine, aceste conștiințe, de fapt, sunt ziditori și sunt ziditori într-un sens interior, pentru că, de fapt, asta este arta regală. A te construi pe tine ca formă, ca piatră, ca entitate care
te pui, te așezi la construcția a ceva. Mă bucur tare mult că ne-am cunoscut și că lansăm această carte. Sper să se schimbe numele editurii, pentru că e numai pentru bărbați. Herr Ald, Frau Ald, ar putea să fie și o colecție pentru femei. N-are? Nu. Subliniez niște lucruri care nu sunt reale. Trebuie să le taxez. Trebuie să le taxim. Taxile. Mulțumesc și felicitări pentru așezarea acestor cărți împreună într-o perihoreză adevărată. Mulțumesc și eu. Bună seara tuturor și vă rog să primiți îmbrățișarea mea virtuală, căci altfel nu se poate. Trebuie să încep cu o mulțumire. Vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru că ați făcut posibil acest eveniment, sunteți alături de noi la un eveniment mai subțire decât tot ce se întâmplă astăzi în lume și în televiziune, adică lansarea unei cărți, o discuție cu cititorii, o discuție despre o colecție care se dovedește a fi viguroasă. Mulțumim și editurii. Există acolo o echipă de ucenici vrăjitori care sistematic scot aceste cărți, ele vor rămâne, noi ne vom duce la Domnul cu toții, căci singura certitudine știți care este. În rest, e o lume plină de incertitudini și de nesiguranță, din ce în ce mai multă nesiguranță, așa spun cei care prevăd viitorul. Să mulțumim și gazdei noastre, librăria Două Bufnițe din Timișoara, de aici, un templu al cărții, ingenios alcătuit și original. În mod personal, eu îi mulțumesc și lui Marcel Tolcea, pentru că mă însoțește în această călătorie. Vă pot spune, deși ne-am cunoscut așa, prin cărți, prin articole, noi am călătorit fără să știm unul cu celălalt. Iar acum aș dori să-mi permiteți să mă așez, pentru că mi-am notat și vreau să țin șirul, să nu fac prea multe incursiuni, deși tot ce a spus înainte Marcel mă provoacă. Aseară, o să spun câteva cuvinte totuși, aseară... Suntem ca în Upanishade, Upanishad. Aseară am reluat lectura cărții lui, pe care vă recomand dacă n-ați citit-o, o carte minunată, Eliade Ezotericul, și am văzut, m-am concentrat mai mult asupra acelui pasaj cu solstițiile. Și îți sugerez o chestie, o diferență fundamentală între cele două solstiții. Se deschid cerurile, cum spui. La solstițiu de vară, Dumnezeu coboară în om, este îndumnezeirea omului. La solstițiu de iarnă este înomenirea divinului. Omul urcă către Dumnezeu ca idee. Este o coborâre și o urcare. La solstițiu de vară se plângea, pentru că era coborâre. La solstițiu de iarnă se râdea. Sunt nuanțe, dar ele trebuie subliniate. Am văzut, față de tot ce ai spus tu, îți sugerez și chestiunea asta, pe care o știu de la Vasile Lovinescu, nu e de la mine. În sfârșit. Acum despre arta regală să vorbim un pic. Arta regală versus arta sacerdotală. Dar versus ăsta este subversiv, nu este versus. Arta regală este împreună cu arta sacerdotală. Sunt cele două coloane pe care s-a construit întotdeauna societatea. Toate imperiile, regatele, tot ce a existat de când se știe, de la Sumer, Egipt, toate au avut această construcție cumva. De aceea, lângă Palatul Regal era catedrala sau templul. Aceștia sunt stâlpii. Acum este un pretext.
sintagma asta, arta regală. Colecția în sine s-a născut în 2015, când regretatul meu prieten, într-o seară făceam un inventar al prietenilor pe care i-am pierdut în ultimul timp, Aurelian Scrima. El a fost, să zic așa, izvorul acestei, a avut viziunea acestei lucrări cu editura Herald și prin această viziune s-a materializat în cultura română, în spiritualitatea culturală, un aport extraordinar. Toate cărțile importante ale spiritualității universale au fost aduse la noptiera cititorului român. Un lucru extraordinar. Putem să răsfoim Upanishadele, putem să răsfoim cărțile tibetane, cărțile despre hermetism, toate într-o formă sau alta sunt importante. Ele vorbesc despre o arheologie a spiritului, mergând înapoi, revizitând tradiția, tradiția este una singură, cum spune Geno, revizitând tradiția, putem găsi acolo soluții pentru prezentul nostru cotidian și pentru viitor. În prezent, colecția Arta Regal, atunci s-a născut în 2015, în decembrie, după aceea, în 2016, în septembrie, Aurelia ne-a părăsit, cartea a apărut după moartea lui. Prima carte, René Guénon și Francmasonerie și Companionaj, pe care ai citat-o și tu, a fost prima carte. După aceea a fost o discuție întreagă cu coperta, toată lumea se minunează acum, dar purpuriul ăsta regal este absolut spectaculos și dă o notă distinctă, elegantă. După aceea cărțile au curs. Sunt practic trei autori mari care au câte două cărți în colecție. Albert McKay este un enciclopedie în materia asta, de altminteri are și o enciclopedie masonică foarte voluminoasă, 900 de pagini, care greu de tradus. E altă terminologie în engleză, e de complicat de tradus o carte în engleză despre masonerie, în opinia mea. Este, dar cuvintele s-au cam preluat cumva, din câte mi-am dat eu seama. Dar mă rog, nu pot să spun că sunt un foarte mare cunoscător. Ragon, cel de-al doilea autor care are și el două cărți și în sfârșit Oswald Wirth. Una din cărțile lui Oswald Wirth este apărută la sfârșitul anului 2020. O știți, Masoneria pe înțelesul adepților ei, care este de fapt o trilogie ale celor trei manuale, este un pleonat, dar n-am putut să le evit. După aceea, sunt patru autori anglo-americani, Pike, în primul rând, care a fost suveran mare comandor, Albert Pike, și Teozof. Și Teozof, Bach, care era chiar avea rang de Mahatma în teozofie, în teozofismul acesta pe care îl critică. A fost cu Blavatsky, da, a fost împreună cu Blavatsky. Da. E o discuție întreagă. În prefața de la Bach am dezvoltat un pic această critică, bazându-mă pe Guénon. Pe teozofismul istoriei unei pseudologii. După aceea este un anume Fort Newton, care scoate, prima dată m-am gândit să noi introducem. Cartea este scrisă de un abate, un propovăduitor baptist, dar vorbește foarte deștept așa despre documentat. Era un intelectual corect, s-a documentat înainte, e o carte bună. În sfârșit, după aceea este cartea lui Guénon, care a fost prima, și această carte a lui Dubreuil. Dubreuil a fost contemporan cu Ragon și avea și o stimă deosebită pentru Ragon. Îl citează cu trinozofia lui Ragon și face trimiteri la ritualistică. O să spun două vorbe despre carte, restul nu pot eu citi în locul dumneavoastră. Eu vă pot îndemna să o citiți. Vă pot spune ce aduce ca noutate și de ce este necesară pe noptiera unui cititor român această carte. Asta vă pot spune. Dubreuil
împarte cartea în trei mari secțiuni. O secțiune de ritualistică, cei care sunt interesați vor găsi acolo corespondențe, se vor lumina în legătură cu anumite aspecte, o secțiune de istorie și, atenție, o secțiune de studiu comparativ, aș putea spune. El prezintă masoneriile din toate țările importante, din Germania, din Danemarca, din Rusia, din Portugalia, cât se putea spune, că nimeni nu avea o documentare foarte exhaustivă asupra acestui fenomen. Imposibil. Autorul mai așează în partea de început două capitole prin care își fundamentează decizia de a scrie această carte și la sfârșit o carte de oarecum atitudinală, două articole atitudinale care se referă la lupta masoneriei cu ierarhia catolică de atunci și mai ales cu ezuiții, pe care a evocat-o și Marcel aici. A fost o luptă teribilă. Lupta nu s-a sfârșit în timpul vieții lui. Lupta a mers până la începutul secolului 20, când și-au dat seama ambele tabere că sunt într-o gravă eroare, că se luptă. Vine virt și oarecum așează cireașa pe tort, adică îi critică și pe unii și pe alții, pe catolici că s-au lăsat păcăliți de personaje precum Taxil, pe masoni pentru că prea apăsaseră coarda, masonii fiind la putere la un moment dat, cel puțin în Franța, sfârșitul secolului 19, au dictat niște măsuri de-astea administrative, tăioase, care au fost dureroase pentru biserică, dar așa s-a întâmplat. Laicizarea. O laicizare abruptă la un moment dat. Dură, da. Și în învățământ. I-a slăbit puțin la 1944 cu afacerea Bidegan. Mai încoace. Da. Eu aș fi vrut să vă spun câteva cuvinte despre epoca aceasta, de la Napoleon până la 1848, care este specială și în istorie în general, așa câteva sublinieri, nu mai mult, dar nu înainte de a vorbi, nu mă lasă Marcel cu Rivier, l-a invocat aici, eu am scris un studiu laborios la începutul cărții ca să-l prezint pe Rivier așa cum este el, lumina. Nu s-a acceptat întru totul, pentru că poziția mea era... Deci el ăsta a fost Rivier, a fost un... antisemit feroce. Rău de tot, adică era ministru cu informațiile, s-a ajunt, dar a făcut rele pe acolo. A fost condamnat la moarte, după aceea a fugit în Spania. În Spania. Din Elveția la început, nu mai știu. A făcut un ocol prin Elveția. Dar a murit pe patul lui la 90 de ani după aceea. Probabil că a fost, nu știu, n-am cercetat. Foarte periculos în pat, să știți. Da. Dar nu mergea. Cartea totuși are și niște merite. Cartea lui Rivier, să știi, Marcel, are niște merite. Citește-o cu atenție. Hai să vezi că prezintă ritualurile și... agrementate cu niște comentarii corecte, pot scoate în evidență inclusiv slăbiciunile masoneriei din perioada aceea. Deci foarte interesant studiul lui despre Rozicrucieni, dacă ți-mi minte. Da. Și despre Bacon și toată... El are o contribuție foarte interesantă exact la perioada respectivă. Vezi, iar trebuie să ne oprim mai mult din alea și să discutăm mai mult. Și mie îmi place perioada asta, secolul 17, când s-au conturat toate aceste concepții, de fapt. Nu se mai aude. Da? Da. Ne-a scos din priză. Cum pentru... Nu mai are... Da. Am văzut la microfon. Da, am văzut că nu ești atentă de asta. Că am... Nu, nu-i închis. Nu-i închis aici. Nu? Nu. 1, 2? 1, 2. Ia să vedem. Ia vedeți. Ceva? Da, hai de mine, rugă. Ia, acum? Trebuie o mână de bărbat. Da, trebuie o mână de bărbat. Ca să verificăm că merge. Merge? Da. Alo. Nu. Nici acum. Poate nu trebuie cu mâna. Da, nu știu. Da, sigur nu trebuie cu mâna. Eu cred că, da, e pare stări astăzi. Vreau să vă spun despre epocă, un pic. Epoca...
aceasta de la 1815, când Napoleon dispare din istorie, și până la 1848, vă spuneam că este specială și pentru masonerie și pentru evoluția societății în general. Franța dădea tonul atunci, cumva, totuși, chiar dacă Napoleon dispăruseră din istorie, dar era tendința aceasta de formare a statelor naționale și de preluarea puterii de către burghezie din mâna aristocrației tradiționale. Aceste două tendințe le-am găsit subliniate în diferiți istorii și eu acum le spun într-o sinteză. Napoleon a fost, se spune că n-a fost mason, alții spun că a fost inițiat când a fost în Malta, în Egipt, mă rog, legende, nu știm, ca și cu Alexandru Ioan Cuza, da. Napoleon a folosit foarte mult masoneria. Masoneria era coloana a cincea, ca să folosim terminologie. În fiecare regiment francez erau cel puțin două loji masonice, care nu cuprindeau doar ofițeri, cuprindeau oameni diferiți, adunați într-un atelier masonic. Aceste ateliere masonice erau primele care luau legătura cu lojile masonice din teritoriile ocupate. Să presupunem că ajungeau în Germania și acolo masonii francezi care erau militari imediat aveau conexiuni, se recunoșteau cu frații din Germania și făceau o lucrare comună sau se întâlneau la o agapă. Astfel, ideile revoluționare franțuzești pătrundeau instant în mediul respectiv. Napoleon a subordonat masoneria interesului său, l-a numit șef acolo al masoneriei pe fratele său, Fouché era și el mare demnitar în Marele Orient, în vremea respectivă Marele Orient al Franței era regular, adică era recunoscut de către masoneria engleză și oarecum mergeau era deist în tandem, era deist. În 1877 s-a întâmplat schimbarea ce? În 1800 s-a instaurat nou regim care era monarhist și în 1830 acest regim instaurat după căderea lui Napoleon a fost și el măturat de istorie, de o revoluție, să-i spunem semi-revoluție, pentru că masoneria asta n-a schimbat sistemul de stat, a schimbat numai o monarhie cu o altă monarhie, o monarhie constituțională care avea îngrădite toate, era puțin mai condiționată de Constituție în mersul ei. Nu mai era o monarhie absolutistă de tip vechi. Iar în 1848, 25 februarie, s-a instaurat guvernul masonilor sau guvernul masoneriei. Așa a fost numit de către presă acel guvern. Probabil că marea majoritate a Lamartine era ministru de externe în acest guvern, era și deputat. Acest guvern a impus niște reglementări teribile la vremea respectivă. A abolit sclavia, a nominalizat votul universal și multe alte. Această organizație teroristă, cum ai numit-o, tu nu-mi place termenul, cu ghilimele, de rigoare. Aceasta avea filiațiune în toată Europa, până în Varșovia și până la București și Iași. Toți pașoptiștii noștri erau și ei frățiori și erau legați de frații de la Paris, știau exact, erau coordonați. Nu întâmplător în 1848 s-a întâmplat toată această răsturnare spectaculoasă de regim. Pur și simplu a trecut puterea din mâna aristocrației, atunci a trecut puterea din mâna aristocrației tradiționale în mâna burgheziei, să spunem așa. Cartea face asemenea referiri și Dubreuil este contemporan cu toată această prefacere extraordinară. De aceea este importantă cartea. Eu nu vreau decât să vă provoc la lectură prin speech-ul meu, de aceea mă opresc. Ceea ce nu știe
Marcel, este că va urma o secțiune de întrebări și răspunsuri și atunci să te văd, dragă Marcel, cum vei face, vei ține. Mă bag la întrebări. Cu lucrarea, cu arta regală, spun ceva, o subliniere și mă opresc. Într-adevăr, sunt două lucrări. Trebuie să înțelegem acest lucru. Masoneria fără aceste două lucrări nu este masonerie, este pseudo, este o organizație pseudo-inițiatică și nu-și face menirea sa adevărată. Prima lucrare este o lucrare interioară, adică o șlefuire a aspirantului. O șlefuire care are drumul trasat. Tradițional se știe, se știe. Mă alint acum când spun că se știe, nu prea se știe sau mai uitat, dar putem să revizităm tradiția și să ne dăm seama ce înseamnă această cunoaștere de sine și șlefuirea pietrei brute. A doua lucrare este o lucrare în exterior, construirea templului ideal al umanității, generic vorbind, o metaforă, adică o societate mai bună, o societate mai corectă, mai în acord cu legile firești ale naturii. Fără parcurgerea primei lucrări, cea de-a doua lucrare este sortită eșecului. Mă opresc aici și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, mai ales acele pe care le veți formula pentru Marcel. Colecția se adresează tuturor persoanelor, nu doar inițiaților, să înțeleg. Absolut, da? Absolut. Adică fiecare carte din colecție, am înțeles că istoria francmasonilor este clar pentru toată lumea, nu este pentru profan, toate, nu da, este... Da, bună întrebare. Toate cărțile sunt de cultură generală, să știți. Mm-hmm. Adică unele cărți sunt autori din epoci diferite. Puteți să faceți comparație. În primul rând că veți înțelege mai bine istoria. Pur și simplu. Se fac conexiuni și legături între ce s-a întâmplat, de unde a venit. Vă dau un exemplu. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Marele Orient al Franței era așa, ca un fel de joben, din care ieșeau toate acțiunile politice, toate partidele acestea, toate curentele, doctrinele, socialismul, au cochetat la un moment dat chiar și cu comunismul lui Lenin. De, ei încercau... Aceste discuții cu extremismul și cu nu știu ce nu erau atunci. Sigur, mai târziu am introdus criterii, am introdus anumite jalonări, vedeți, multe condiționări acum, dar atunci nu erau, atunci pur și simplu, hai să încercăm și asta. Și erau 2-3 animatori care erau masoni și care, dar de ce să nu mergem cu Lenin? Și mergeam cu Lenin. Nu știu, s-a încercat orice variantă. În Cuba, de pildă, nu au fost, știi probabil chestia asta, nu au fost introduse, nu au fost interzise lojile. Pe timpul lui Castro. Pe timpul lui Castro, da. Da. Fratele lui era mare maestru. Da, sigur. Sunt lucruri ciudate în legătură și cu intrarea în adormire a lojilor, inclusiv în România. Sunt lucruri atât de ciudate pentru că s-a vorbit mereu despre cum Marcel Shapira ar fi beneficiat de anumite documente și așa mai departe. E complicat de spus pentru că unele documente nu au putut să fie scoase afară scoase din România. Iar ceea ce perspectiva noastră, perspectiva noastră asupra tuturor fenomenelor, pentru ca să le poată digera, unifică. Dar fenomenul masonic este atât de diversificat încât vezi în unele țări, de pildă, lucruri care sunt de neînțeles pentru masoneriile din alte țări. Da. Și în Rusia, de pildă, sunt foarte multe lucruri interesante. Când s-au reaprins luminile în Rusia, au fost introduse, de pildă, am citit într-un articol acum mulți ani, acum vreo 10 ani, au fost introduse niște ritualuri care nu apăreau niciunde, sunt ca și cum, sau au elemente, sigur, au elemente care nu sunt de înțeles, cu o tentă ortodoxă foarte accentuată. Da,
Dar întrebarea dumnealui se referă, mai reformulați puțin. Am înțeles că una dintre cărți, de exemplu, este un cumul sau este un rezumat, practic, al celor trei manuale. Da, cartea lui Wirth. Da. Sunt două registre în care putem citi toată această colecție. Una, aceasta pe care a sugerat-o dumneavoastră, adică un om de rând care cumpără o carte și, domnule, hai să văd și eu ce e cu masoneria. Și își face... Băi, dar mesajul pe care îl primește, să spunem așa, un inițiat, un om introdus în materie cât de cât are noțiunile de bază, este mult mai puternic, pentru că are... Eu aș vrea să subliniez și eu această spargere a masoneriei. Masoneria este una singură, ea este universală. Așa este proclamația lui McKay. Marea calitate a masoneriei, marele atribut este că este universală. Universalitatea masoneriei. Numai că, în fapt, din punct de vedere organizatoric, sunt mai multe mari loji, așa se numesc aceste obediențe, într-un teritoriu. Spre exemplu, luăm România. În România sunt, la ora actuală, 60 ceva de mari loji. 60 ceva. Una singură are recunoașterea marii loji naționale a Angliei, care dă girul de regularitate. Și au arogat ei acest drept că noi suntem regulari și pe cei care îi recunoaștem noi sunt și ei regulari. La ora actuală există mai multe centre de recunoaștere în lume. Fiecare centru de recunoaștere are lojile lui naționale. Sunt și loji sălbatice, așa se numesc, care funcționează pur și simplu, e aceeași masonerie, același ritual, numai că nu sunt afiliați, nu vor... Există asemenea fenomene eretice, să le spunem, sau nu știu dacă sunt eretice. Acesta e fenomenul masonic, nu este un fenomen... granit, așa, monolit. Sunt lucruri nuanțate. Nici în perioada Mare Revoluției din Franța, 1789, erau masoni și în tabăra revoluționară, în egală măsură erau masoni și în rândul aristocrației, care a pierdut partida atunci. Deci, nuanțe. Păi când regele a plecat, i-au făcut vut dacie, garde de, de, au pus garde sabine, de oțel, adică un semn masonic. Da, ceva care era... Un semnal un că, semnal, da. Bun, ai plecat mata, vine cel pe care îl vrem noi. Lucruri complicate, dar nu putem înțelege foarte bine istoria dacă nu aruncăm un ochi și în domeniul, cel puțin istoria Europei. Da, vă rog. Bună. Fără mască. Am o întrebare, cred că pentru ambii maestri, să zic autori. Dacă ar fi să credeți în reîncarnare și știind ceea ce știți acum, ce ați mai descoperi din masonerie dacă ar fi să vă reîncarnați nu după 100, nu după 1000, după 10.000 de ani? Fiecare probabil are o altă idee despre ce ar mai fi de identificat din lucrarea masonică. Da. Marcel, mă lași să mă aventurez? Da, te rog. Bun. Suntem între noi aici și vă pot spune, dumneavoastră vă pot spune, fenomenul inițiatic, nu întotdeauna s-a numit masonerie, el vine din străfundurile istoriei și partea asta cu masoneria care o știm noi este doar o fațetă de vreo 300 de ani, dar și în spate sunt elemente de ezoterism, ritualizat. Acest fenomen are trei secrete. Pentru că suntem între noi, vi le spun. Numai trei. Unu. Este credința într-o entitate unică, Dumnezeu, să-i spunem. Am spus-o la televizor și așa încât nu trebuie să... Al doilea. Este credința în nemurirea sufletului și aici vă voi răspunde cu reîncarnarea. Și al treilea este credința într-o ordine divină revelată. Ordine divină revelată. Ce înseamnă asta? Le explic pe toate foarte subțin și după aceea voi merge pe autostrada pe care ați deschid-o dumneavoastră cu reîncarnare. Credința într-o entitate unică înseamnă că este o singură realitate pe care Platon o numea tot ceea ce este, pe care Moise o numea eu sunt cel ce sunt,
Adică eu sunt realitate. Tot ce din această realitate încep să se nască, din acest unul este Dumnezeu. A spus și Iisus, unul însemna unitate, universul. Din unul se naște doi, din doi se nasc trei și așa mai departe, fenomenologia, multiplicitatea, multiplul, pe scurt. Cealaltă dar ordine... toate se nasc din 1. Din 1, din unitate. Da, nu, zic, din 1 se naște 2, din 2, 3, dar toate se nasc din 1. Da. Aici e important de spus pentru ca să ne raportăm nu sub semnul cantitativului, ci pentru că 1 este o cifră, da. Nu e o cifră, e un număr simbolic. Unitate. Unitate, da, da. Bun, e de dezvoltat, adică unitatea, universul conștient de sine. Da. De există spirit și materie. În sfârșit, dezvoltăm. Dar mă opresc, că nu este cadrul. Da, al doilea lucru, cu ordinea. Ordinea aceasta, deci omul are capacitatea să reflecte această ordine universală existentă peste tot în lume. Cosmos înseamnă univers ordonat, cuvânt inventat de Pitagora, cosmos. Această ordine universală, când o vezi și când o vezi cu ochiul minții, adică prin geometrie, ți se demonstrează, atunci intervine mirarea. O mirare care declanșează întreaga filozofie, o perplexitate. Dom'le, bun, și cine a pus această ordine? De ce există această ordine? Cine a făcut-o? Atemporală, da. Asta înseamnă că în spatele ordinii este un plan și în spatele planului este o voință care impune chestia asta. Și sigur că încet, încet te faci mic și spui, facă-se voia ta, Doamne. Înțelegi? Acum, cu nemurirea, este următoarea discuție. E o discuție extraordinară și aș putea spune că acesta este marea miză a întregului ezoterism și a masoneriei în particular. Toată spiritualitatea lumii se împarte așa. Unii cred în reîncarnare, alții cred în rai-iad. Iad-rai. Deci, unii ajung acolo și vor fi judecați. Toate religiile lumii pot fi clasificate în aceste două tabere. Nu există altă variantă. De ce? Pentru că lucrurile s-au explicat mai târziu, inclusiv științific. Există așa numita doctrină a sufletului scindat. Doctrina sufletului scindat, vă spun varianta egipteană, dar ea este peste tot la fel. Ba și ka. Ba este intelectul rațional, lumina, nemuritor, care are acces la liberul arbitru, decide, judecă, și ka este instanța feminină, pasivă, care acceptă, suportă ceea ce decide ca, legată de memorie și legată cu inima. Acesta este caduceul, bastonul companionului, care are și el tirsusul lui, tirsus înseamnă toiag, a lui Dionisos, care avea vița de vie, și acum la biserică veți vedea. Toate acestea sunt simbolizate, dar ele simbolizează una și aceeași realitate, aceasta a sufletului scindat. Sufletul scindat, vă spun foarte pe scurt, în viață, cele două entități, adică savantul și artistul, bărbatul și femeia, regele și regina, sau cocoșul și găina în alchimie, sponsul și sponsa, cei doi miri. Cei doi miri. Homunculul acela cu două capete, bărbat, femeia, femeia cu echerul, bărbatul cu compasul. Sunt simbolizări, adică niște povești, niște legende, dar ele vorbesc despre ceea ce realitate. Această realitate a fost combătută, stați puțin, în viață. Aceste două entități în viața omului, ele conlucrează. Tot așa cum tăietorii de fierăstrău, unul într-un capăt, trebuie să colaboreze ca să se întâmple tăierea bușteanului. Tot așa cum ceașca ține apa. Apa n-ar putea să stea așa dacă n-ar fi în ceașcă. Ceașca este
femeia, apa este bărbatul care se duce. Spiritul uită cine a fost. El nu știe că a murit. Se duce la Domnul, se întoarce de unde a venit. Cealaltă are o altă, la moarte lucrurile sunt diferite. Bărbatul se duce, nu mai știe și se reîncarnează. Femeia, emisfera dreaptă, rămâne în cerc și se învârte în dilema asta. Rai, iad, este judecată și moare, are o traiectorie proastă. Varianta maximă este aceea a unirii din viață a acestor două entități. Aceasta este nemurirea autentică. Restul sunt variante ciuntite. Poveste lungă aici, dar vă recomand o carte, pentru că ați ridicat această problemă. Cartea se numește Dincolo de moarte și vorbește inclusiv despre rezolvarea de către știință a acestei mari probleme. Adică în secolul, sfârșit de secolul XIX, în secolul de secolul XX, când Sigmund Freud a proclamat acest lucru, a spus ce, în joacă așa, a spus că în această lume nebună nimeni nu este perfect sănătos, Sigmund Freud a tulburat lumea științifică cu această afirmație, pe care după aceea a preluat-o Jung și a transformat-o cu inconștientul colectiv. Știți foarte bine, inconștientul colectiv este partea feminină care are o legătură puternică cu ceilalți. Adică spiritul acesta de gregar, cumva, social. Când era pe punctul să dispară și teoria lui Jung, Sigmund Freud, din istorie, pur și simplu, științele, neuroștiințele, pe la începutul deceniului 8, secolul 20, pur și simplu au proclamat această doctrină despre care eu... Deci în neuropsihologie se vorbește foarte exact și foarte concret despre această... a faptului că omul se naște disfuncțional. Aceasta este terapia inițiatică pe care ar trebui să o înfăptuiască masoneria în lojă. Adică nu dai drumul unui aspirant, l-ai băgat în lojă și după aceea îl pui prim-ministru sau îl ajuți să fie. Asta e o prostie, nu se întâmplă nimic. Trebuie întâi să lucrezi asupra lui și să-l faci om întreg. Adică el este ciuntit, el este din două bucăți. Dacă nu-l ajuți să facă nunta alchimică în el, uniomistica, atunci nu se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple. Și de regulă, aceasta este marea dramă, că nu prea se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple. Am vorbit prea mult, dar întrebarea dumneavoastră era generoasă și nu m-a lăsat în pace. Am vrut să lămuresc cât de cât. M-a frapat acea afirmație că poate fi văzută masoneria ca o minoritate și m-am gândit la implicațiile pe care le poate ridica. Am trecut în zona sociopolitică, din partea, să zicem, de muncă cu sine și mă gândesc că care sunt măsurile pe care francmasoneria și scindată le poate lua pentru a nu avea și efectele negative ale minorității, care se poate închide în ea, poate să privească întregul cu aroganță sau cu neputință, ca și cum totul s-ar întâmpla și nu putem face nimic, și cum ar putea să fie o minoritate ca și în perioada, să zicem, operativă, în care a revoluționat lumea, aducând beneficii de netăgăduit. Te rog, tu ai folosit... Cine m-a pus? mă mai ridic așa puțin că... Scaunul este... Dacă stau în ultima... Tot timpul am stat acasă și am devenit destul de lipsit de elasticitate. Da... Eu nu știu, n-am dat niciodată soluții și la farmacie când mă duc, dacă mă întreabă, vreți soluții? Zic,
soluțiile, vă rog să le duceți la guvern. Eu nu vreau nicio soluție, vreau ceva cât se poate de simplu. De tras pe nas. De tras pe nas, da. Masoneria e un fenomen, în opinia mea, masoneria regulară, e un fenomen care seamănă foarte mult cu biserica. Și în opinia mea ar trebui să semene cu biserica, pentru că dintre prostiile pe care le aud în legătură cu biserica ar trebui să facă un aggiornamento. Și să, de pildă, una dintre cele mai mari imbecilități este biserica trebuie să recunoască avortul. Păi tu când vorbești despre avort, vorbești despre altă, de un lucru care nu are nicio legătură cu menirea bisericii și cu tot ceea ce este doctrina, sâmburele propriu-zis. Există masonerii mixte, există masonerii în care apar și sunt și femei și așa mai departe și în România. În masoneria tradițională, femeile nu sunt, sunt vizibile, nici acceptate, ca să zic așa. Și lucrul ăsta ține de o tradiție veche și nu cred că ar trebui schimbat lucrul ăsta, pentru că nu e nimic care este împotriva femeilor sau care să fie, care să provoace un fel de, de stupoare din partea femeilor. Plus că din două în două săptămâni se plece și femeia de acasă și, și bărbații, nu știu dacă ar fi bine nici pentru copii. Așa mai bine pleacă numai bărbații. Glumesc. La, există masonerii mixte și există un lucru care e foarte interesant. La Agape, prima oară nevastă mea când a fost, eu m-am recunoscut că sunt mason, că da, nevastă m-a întrebat. Tu ești mason? De ce da, 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 n-ai știut? Nu, pe dacă n-am. Da, dacă n-ai întrebat. Am și scris că mă ocupam de masonerie, era ciudat să spun că mă tot întrebau studenții, dar noastră sunteți masonă? Și eu spuneam așa, așa, așa. Uite, aveam aici un student, Pier Roberto, care scrie o lucrare despre percepția masoneriei în spațiul românesc și în presa românească din ultimul an. Și în ceea ce privește toată configurarea asta a epocii noastre, în care din ce în ce mai mult minoritățile devin criteriu, eu, pentru că sunt învățat să fiu mason liber în gândirea mea, că de-aia ești liber, nu pentru că ești obligat, nu sunt obligat să fiu liber, eu cred că traversăm o epocă în care minoritățile, prin corectitudinea politică, devin din ce în ce mai mult o stupizenie, pentru că să spui că trebuie să fie pus cineva acolo pentru că e de culoare sau pentru că... Asta, dacă ai fi, eu îl întreb, am prieten cu care mă cert pe chestia asta și mă fac în toate felurile și mă ceartă că eu nu sunt un adept, ca să spun clar ce, al agendei LGBT, și eu spun, zic, dacă tu ai avea firmă, tu ți-ai angaja pe cineva care, a cărui singură calitate este că este homosexual? Nu! Bancul meu preferat în legătură cu minoritățile, cu așa numita toleranță, este următorul. Nu știu, Stalin îl întreabă pe Roosevelt, Stalin, zice, de ce îmi spui că suntem antisemiți? Zice, uite, orchestra filarmonică din Leningrad are 22 de evrei. La voi câți evrei sunt în orchestra filarmonică din Detroit? Deci noi nu i-am numărat. Da. Aici e problema. Normalitatea mea de om care am avut deschiderea și nu deschiderea, am avut normalitatea.
nu, urăsc și cuvântul toleranță, să fim toleranți, numai grofis toleranți, să ne înțelegem, numai ăștia care sunt acolo. E de la sine înțeles să existăm în această, în această lume, pentru că și când îmi spun unii, băi, dar tu cu țiganii n-ai avut probleme. Zic, mă, sincer să fiu, românii m-au furat mult mai mult decât țiganii, dacă mă iau statistic așa, decât în... dacă ăla mi-a făcut rău, nu mi-a făcut rău pentru că el e de o anumită etnie, ci mi-a făcut rău pentru că el e un ticălos, un, un nemernic. În, ei, astea sunt valori pe care... pe care noi în fiecare zi, în spațiu public, de pildă, le, nu le exersăm. Pentru mine, în clipa în care am primit lumina, primul moment în care mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat cu mine a fost în lojă, când cineva a avut o, să spunem așa, o comunicare, o planșă, și a povestit despre reîncarnare. Eu, dacă era în alt loc, eu aș fi spus, mă, asta e o prostie. Dar acolo, în lojă, cum poți să spui că se creze în reîncarnare dacă prin Dumnezeu infinit, că știi povestea cu genom, cu toată povestea cu reîncarnare. Da. Și un creștin pentru un creștin, reîncarnarea, dați-mi voie să vă spun, e stupidă. Îi lezezi sentimentele. Da, da, exact. Ori, pentru un budist, de pildă, lucrul ăsta e o speranță, nu? Știți ce ascultă la căști Buddha Sakyamuni? Nirvana. Asta e o poantă de-a mea veche, dar pe care de câte ori ajung în librării o spun. Dacă a murit bietul, nu? Kurt Cobain. Și asta, povestea mea cu pentru prima oară eu în viața mea nu polemizam cu cineva și în lojă, pentru că îl respectam dreptul de opinie. Celălalt îmi respectă dreptul de opinie. Nu discutăm politică, nu discutăm religie, nu discutăm lucruri care ar putea leza. Păi asta e foarte mult când noi ne gândim ce facem acolo, că uneori mă întreabă, bun, dar ce faceți acolo? Păi ce să facem? Zic, luăm o pilă mare și ne șlefuim la așa, și ce pică de asta vindem la nu știu unde. La, ei, și eu cred că fără două lucruri nu se poate. Credința în nemurirea sufletului este cel mai solemn jurământ pe care un mason îl face față de el însuși, nu față de ceilalți. Față de ceilalți se întâmplă un lucru care este foarte important și care schimbă problema cu minoritatea și de ce în orice clipă statutul tău se schimbă. Am reflectat, am scris pentru ca să un articol mai de mult în care încercam să răspund la întrebarea cât timp ești mason? E masonul un botez? Masoneria un botez? Adică e ca un, ești ca un creștin, ai primit lumina într-o chestie ritualică și ai devenit mason forever? Da și nu. E greu de răspuns, așa punând tema. Dacă n-ar apărea un lucru din ritual, ești mason? Frații mei mă recunosc ca atare. Ești mason câte vreme ești recunoscut de frații tăi, care te știu cum ești. Nu-ți mai aparții tu și spui, bă, eu sunt mason. Poți să... Masonelu, spune-mi Nelu. Colminelu. Asta este o taină, între ghilimele, formidabilă, care pune relația dintre ritual, ezoterism,
și o să spuneți, ce e ezoterismul ăla? Cine mai percepe vitriolul? Cine mai pricepe cei cu simbolurile hermetice? Ce se întâmplă cu nodurile? Ce se întâmplă cu o serie de lucruri care apar în ritual? Simbolurile au o acțiune asupra noastră pe care aș descriu nu doar în termeni de subconștient, aș descriu în termeni mai degrabă de igrasie. Noi ne hrănim din simboluri așa cum ne hrănim și cu razele soarelui. De ce? Pentru că pentru noi, fără simboluri, lumea, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă gândirea noastră n-ar mai acționa simbolic. Noi n-am înțelege nimic. N-ar mai exista între noi și lume o cârdășie, un secret. Ironia este, de asemenea, o formă simbolică. Dacă spun acum numele Șoșoacă, nu? Pentru că toți știm cine este această Janis Joplin a piețelor, așa, am vrut să văd, Marius, dacă ești atent. În momentul în care spun asta, toți râdem pentru că știm la ce ne referim. Ei, simbolul este același lucru. Avem în comun ceva, numai că împărtășim cu simbolul nu o informație factuală de acum, ci de mii de ani, care probabil vine din tradiția imemorială, nu, în mod sigur vine din tradiția imemorială și a fost atunci limbajul cu care lumea primordială, oamenii vorbeau. Primul limbaj. Primul limbaj, exact. Ei, am făcut divagația asta fiindcă nici n-am știut la cum să răspund la asta, așa mai scap și la cursuri. Când mă întreabă cineva, nu mai știi, dacă nu știu să răspund, răspund altceva. Adică e am uitat că ești aici. În legătură cu minoritatea, aș mai sublinia ceva. Marcel a fost elegant, dar a atins subiectul mult mai mult decât ne-am propus așa prin două vorbe. Să fim cu mintea deschisă și să înțelegem că avem de învățat și de la o minoritate. Poate că adevărul e numai acolo. Adevărul poate să-l dețină cineva pe care, un moșulică dintr-un colț de acolo care stă și nu dai doi bani. Și el, în toată cearta noastră și în toată discuția noastră, despre ce discută, da? Și spune două vorbe. Da. Și ne cutremurăm așa și să așterne tăcerea. Minoritatea poate să fie... Și vă dau un exemplu concret din societatea românească interbelică. Există studii, am participat la Academie la o expunere în sensul ăsta, despre minoritatea ebraică din perioada interbelică și despre soluțiile acestei minorități privind învățământul și urbanitatea în general. Păi, să mai ierte Dumnezeu, dar erau la o înălțime considerabilă față de modul cum se percepea învățământul și urbanitatea în societatea românească. Aici era o mediocritate jalnică, iar aici erau niște direcții, niște lucruri clare. În primul rând... Mă lasă să spun un banc. Rașela, am zis că da. Rașela... Ai spus că nu spui bancuri? Nu, sunt bancuri semite, nu antisemite. Rașela, ăsta e bancul meu preferat despre evrei. Rașela, bătrâna Rașela, în parc, în Central Park, cu doi nepoți. Zice, se întâlnește cu Rivka. Rașela, zice, ce nepoți frumoși au. Ai, câți ani au? Avocatul 5, medicul 6. Ca să înțelegem ce înseamnă educație. Da. Asta adică, adică îl consona de la... De la 2 ani, ce când... Bun. Studiul era mult mai elaborat decât spuneam două cuvinte. Ce înseamnă asta? Să fim cu minți deschise. Să înțelegem că avem cu toții de învățat de la semenul nostru. Nu are importanță că e ceh sau norvegian sau chiar român sau șchiop sau știți povestea cu, spun și eu acum, că Schopenhauer
era grăbit să ajungă, avea și el o problemă și o studentă era în șchioapă săraca și îl tot acosta și tot îi tăia calea și vroia să-l întreb, dar domn profesor, dar cum e? N-am înțeles. Și ăsta se satură la un moment dat, deci așa îmi trebuie dacă stau de vorbă cu toate șchioapele. Deci nu e așa. Adevărul poate fi acolo. Excludem o anumită parte, excludem accesul la adevăr, cumva, într-o formă sau alta. Din cauza asta trebuie să fim calmi și să înțelegem că avem cu toții de învățat. Hai să vedem și alte. Care este adevărul? Dimoare vădată care este adevărul? Vi-l spun eu, da. Vă pot spune. Da, foarte, e foarte simplu. Adevărul este identic egal cu Dumnezeu. Și ne oprim aici. Așa, te rog, tinere. Am înțeles că ești studentul domnului profesor? Da. Eram în stare să jur dacă... Credeți că aceste opere, aceste cărți, dar nu doar colecția asta specifică, ci majoritatea cărților despre masonerie care sunt date către public, au un rol important în destigmatizarea stereotipurilor care sunt create despre masonerie de către zvonuri, mass media și toate astea. Credeți că rolul e așa important? Da, grea întrebare. Ca să înțelegem, trebuie să studiem. Masoneria este un ezoterism cult. L-a menționat aici pe Leo Taxil, sfârșit de secolul XIX, un ziarist, mă rog, un caracter infect, care a scris o carte denigratoare la adresa masoneriei, nu mai știu cum se numea, Sinagoga lui Satan. Sinagoga lui Satan, da. Și a avut un succes de public extraordinar. S-a reeditat. După aceea, el recunoaște, după vreo 10 ani, 12 ani, recunoaște că e o ficțiune, o aiureală ce a scris el acolo. Însă această ficțiune a prins foarte mult la public. Așa de mult încât în citate, în opere sau să zic atacuri ale bisericii, spre exemplu, erau preluate citate din opera lui Taxil. Nu mai stătea lumea să... Avea un citat care îi convenea lui acolo, îl punea ca fiind autentic. Dar, de fapt, ca și fake-urile de astăzi. Preluăm, ne uităm pe acolo, ni se pare, se potrivește cu percepția noastră și o luăm de bună și o distribuim. De fapt, ar trebui să promovăm, mai ales tu, dacă zici că ești mason, să promovezi acolo această artă a gânditului, să învățăm să gândim. Adică omul nu mai vrea să mai gândească. Omul pur și simplu judecă acum. Îi convine ceva și ia imediat hotărârea în funcție de cum crede el. Luptă și sau fugi, știți, cele două variante. Dar nu stă să judece. Dom'le, bun, fug, dar ce consecințe are dacă fug? Și am să vă dau un exemplu din Iisus Hristos. Cu asta cred că putem încheia, că s-au cam epuizat întrebările. Doamne, i-am răspuns pe scurtătură și nu mai e nevoie să dezvolt, sau poate da. Ca să înțelegem modelul de om pe care ar trebui să-l construim, mergem înapoi în istorie și vă reamintesc o pildă din Iisus Hristos. Iisus Hristos se întâlnește cu Pilat din Pont. Și el era bătut, săracul, torturat și Pilat din Pont se învârtea amenințător în fața lui și îi spune, eu te pot ucide, pot face, te pot băga în închisoare, te pot crucifica. Și Iisus Hristos abia se mai ținea, că era deja bătut și torturat. Și spune, odată se semețește și îi spune, tu n-ai nicio putere asupra mea. Ce extraordinar! Ce îmi faci? Mă omori? Bine, mă omori, dar spiritul este la Domnul, este nemuritor. Foarte puternic mesajul acesta. Puteți să faceți exercițiul ăsta, adică ne lăsăm furați, suntem tranzacționali, ne lăsăm... Ne amenință cineva, hai domne că doar n-o fi, bun, și cât vrei, atât. Și începem, intrăm în tranzacție. Putem să fim așa sau nu? Da, era întrebare. Ne oprim o dilemă care, cum știți, are ambele rezultate negative. Vis-a-vis de Iisus și
Pia din Pont, o carte relevantă, zic eu, și cu multe semne de întrebare, este Maestrul și Margareta lui Tolstoi. Maestrul și Margareta? Da. A lui Bulgakov. A lui Bulgakov, da, e. Da, sigur. Putem vorbi. Putem vorbi. Păi și Bulgakov era un inițiat. Era un inițiat care avea o înălțime spirituală extraordinară și sigur că avea vedere în duh. Vedeți, la filozofie am în ultimul timp niște prieteni cu care discut, n-am ce face și discutăm filozofie de doi bani. Și ei îmi spune unul așa, că doamne, filozofie este arta de a prevedea, de a vedea în viitor. Păi da, într-un fel așa este, adică cum spune și ortodoxia, vederea în duh nu e același lucru, dar vederea în duh înseamnă că vezi mult mai departe, fie prin prisma experienței, fie prin prisma unor puteri spirituale pe care le ai, dar oricum vezi mai departe. De regulă, o asemenea Casandra este blocată să nu fie niciodată crezută, știți foarte bine. Da. Spui tu sau spun eu că vă mulțumim. Vă mulțumim, da. Pentru participare. Ne oprim aici, nu vrem să vă monopolizăm toată seara.